Eva Măruță are venituri substanțiale. Fica Andrei și a lui Cătălin Măruță câștigă lunar aproape cât un director. Suma care intră în cont din rețelele de socializare este una uriașă. Eva a fost expusă de mică lumii showbizului, fiind mereu în preajma părinților săi la evenimente, emisiuni și diverse activități artistice. Așa s-a obișnuit să fie în centrul atenției și să îndrăgească domeniul artistic. Cariera i-a cunoscut o ascensiune majoră după ce a obținut rolul principal în filmul Tati Part-time, alături de Alex Bogdan. Această producție lansată la începutul anului a dominat box office românesc timp de 4 săptămâni, aducându-i Eve o mare popularitate. Ulterior a început să fie invitată la interviuri și emisiuni TV, consolidându-și astfel renumele. Eva Fica, Andrei și a lui Cătălin Măruță este urmărită de mulți fani și în mediul online. Pe TikTok, de exemplu, are 600.000 de urmăritori și obține venituri considerabile din această platformă. Potrivit unui site de internet care estimează că câștigurile din TikTok, Eva primește peste 250 de euro pentru fiecare postare. Având aproximativ 10 postări pe lună, câștigurile ei se ridică la aproximativ 2500 de dolari pe lună din activitatea de TikTok. Recent, Eva a împlinit 9 ani pe 23 iulie, iar familia a pregătit o surpriză în vacanța pe care o petrece în Spania.